Bună ziua! Bine ați venit la gala concert a celei de-a 24-a ediții a Marelui Premiu al Palatului Național al Copiilor în cadrul concursului național de interpretare instrumentală. Mulțumesc! Având în vedere că avem foarte multe premii de data anul acesta, pentru că au venit copii deosebit de bine pregătiți și foarte numeroși. Sunt foarte bucuroasă pentru că nivelul acestui concurs crește de la un an la an, la celălalt, și la an, când vom avea ediția 25-a jubileu, sper să fie ediția cea mai frumoasă și cea mai bine pregătită din toate punctele de vedere, asta și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră contribuiți cu partea de copii care vin pregătiți și studiază cel puțin un an repertoriul pentru concurs și din punctul nostru de vedere al Palatului Național al Copiilor, prin cei care organizează acest minunat concurs de 24 de ani. Și ca să nu mai lungim, o să vă spun că începem concertul laureaților cu trofeul primei secțiuni, și anume muzică de cameră, școli și licee de muzică, care va fi acordat anul acesta orchestrei de cameră a Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București, dirijor profesor Nicolae Antonescu. Vor cânta Păstorul Singuratic de James Last. Îi invit în scenă.
Felicitări, doamne Lamă, trofeul, împreună cu colegul meu, Roman Stelian. Eu sunt cu partea scrisă și vin să trofeul. Felicitări încă o dată, sunt profesorul meu, felicitări meu, profesor. Vă rog să spun două vorbe despre colegul meu și prietenul meu, Nicolae Antonescu. Ne cunoaștem de la clasa 1-a de la Liceul de Muzică numărul 1 din București. Am făcut Liceul de Muzică până la 12-a, conservatorul cei 4 ani obligatorii, tot colegi acolo, după care el a fost profesor la școală și eu aici la Palma. Îl apreciez foarte mult și ca prieten, și ca coleg, și ca muzician. Nicolae Antonescu.